O inițiativă comună a Asociației Om cu Om, a Școlii de Dans MGV și Zumba Slatina a adunat pe esplanadă sute de slătineni care au dansat pentru o cauză nobilă, strângerea de fonduri necesare realizării unei operații costisitoare pe care trebuie să o suporte o fetiță din municipiu. Andreea Florina Moțoga are scolioză toracală, o boală gravă care a evoluat atât de mult încât îi pune viața în pericol, iar familia sa nu are posibilitatea să susțină financiar operația de care are nevoie copilul. Un copil care are o problemă și care deschide de fapt și de drept un întreg capitol în lumea medicală românească, în sensul că operația pe care o face este o premieră în România, în alte țări se face, dar la noi nu. Procedura se numește haloelongație, presupune protezarea coloanei vertebrale și o proteză suplimentară exterioară cu multe zile de spitalizare. Facem zumba, ne distrăm și încercăm să strângem o sumă cât mai mare de bani. Toată lumea poate să danseze alături de noi, să ne distrăm împreună și, cum am mai spus, cu acest prilej, să încercăm să ajutăm această copilă. Am venit și eu cu cursantele mele, pentru că eu în momentan predau în Craiova și am venit împreună. Am venit cu mama, că ne bucurie să-i oferim o mână de ajutor acestei fete care are nevoie de ajutorul nostru și ajutorul nostru, când spun nostru, mă refer în general al comunității, pentru că în definitiv suntem oameni și oricare dintre noi putem la un moment dat să fim într-o situație în care e greu să faci față singur și atunci este bine să fim împreună. Spectacolul de pe esplanadă a atras sute de slătineni, mulți dintre ei alăturându-se grupurilor de dans și distrându-se până târziu. Organizatorii evenimentului speră să reușească să strângă banii necesari operației Andrei și se gândesc să organizeze și alte evenimente caritabile.